Mă numesc Rodica Puia Păcurar. Dumnezeu mi-a dat un dar. Și am venit în această seară să vă spun ce poate spune o soție după 30 de ani de căsnicie. Ați vrea să auziți? Chiar foarte interesați. Vă rog. Anca, ascultă. Vorbeam cu a mea soție. Pe omul care ți-e drag, îl aștept zâmbind în prag. Îl întâmpin de dimineață, îl iubești, îl strângi în brață. Cel mai frumos dar în viață de la Dumnezeu. Pe omul care îl iubești, nu îl minți, nu îl înșeli și nu îl lovești. Dacă crezi că așa iubirea, e mare dezamăgirea pe pământ. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-o dat ce-am dorit eu. Că eu sunt de modă veche. Mi-am dorit suflet pereche, crezi ce vrei. Și am primit suflet pereche pe scumpul meu soț, Pompei. El e omul ce mi-e drag și l-aștept zâmbind în prag. Mă iubește, mă răsfață, mă sărută cu dulceață. Cel mai frumos dar în viață de la Dumnezeu. Când mă trezesc, îi văd fața și îmi luminează viața, cum mi-am dorit eu. Deci sunteți norocos, domnule. Omul bun. Norocos, super norocos. Omul bun e floare rară și cea mai scumpă comoară, dragoste. Dragoste când ai și Mihai Petre e gelos. E gelos Mihai Petre. Mă așteptam de la Mihai. Ce-ți doresc, soțule, eu? Să te țină Dumnezeu sănătos și credincios în dragostea lui Hristos. A, dacă știam, doamne. Declarație de dragoste în direct. Despre asta e vorba, domnule. Dragoste în direct la televizor. Asta e vorba. Despre asta, domnule. Pace sfântă! Îți dăm voie să te răzgândești. Îți dăm voie să te răzgândești. Nu mai puțin. Doamnă, nu vă lăsați intimidat. Ce-ți doresc, soțule, eu? Să te țină Dumnezeu sănătos și credincios în dragostea lui Hristos. Pace sfântă, bucurie și viață în veșnicie, Dumnezeu să-mi te ție. Îți mulțumesc pentru speranță, pentru cei 30 de ani cei mai frumoși din viață. Într-un buchet de flori mi-ai dăruit bucuria pe copiii noștri, Ioana, Sabin, Ilie și Maria. Și îți mulțumesc că ai acceptat-o pe fica mea, Alina. Asta poate spune o soție după 30 de ani de căsnicie.